Bun găsit, stimați telespectatori, la un nou fotoliu cu Gimp, sunt Adrian Simon. Iată-ne din nou la un fotoliu de promovare electorală. Invitatul nostru de astăzi este domnul Iulius Firțac Marian, candidat UCRR pentru Camera Deputaților. Ce înseamnă UCRR? Înseamnă Uniunea Culturală A rutenilor Arutenilor din din România. România. Bună ziua, domnule Firțac, bun venit în studioul Capital TV. Iată că ne vedem și altfel decât online, ca să spun așa. Am mai avut câteva emisiuni cu noastră în care eram prin Skype, parcă. Așadar, bun venit în studioul Capital TV și la fotoliu cu Gimpi. Făcusem prezentarea Uniunii Culturale a Arutenilor din România. Cine ce cu Uniunea asta? Că, na, mulți știu, puțin cunosc, ca să Da. spun așa. Ce cu Uniunea Culturală a Arutenilor din România? De ce trebuie să aibă un deputat în Parlamentul României? Dumneavoastră sunteți, încă aveți un mandat de deputat. Vă rog. Da, este o istorie zbuciumată a rutenilor din România, care începe de mult, de sute de ani, pe teritoriul pe care noi îl cunoaștem astăzi ca fiind teritoriul României, în Maramureș, în Maramureșul de Nord, care astăzi nu ține de România, în Bucovina, în Bucovina de Nord, care astăzi nu ține de România. Acolo sunt originile rutenilor și de acolo, de-a lungul istoriei, rutenii au venit în diverse zone ale țării, în județul Hunedoara, în Banat, în județul Timiș, în Crișana și practic sunt astăzi răspândiți pe tot teritoriul țării. Ăsta este unul din motivele pentru care nu doar noi, Uniunea Culturală a Rutenilor din România, ci toate organizațiile aparținând minorităților naționale, candidăm nu la nivel județean, ci candidăm la nivel național și noi putem să fim votați de membrii și simpatizanții noștri în orice județ, pe lista de Camera Deputaților, doar la Camera Deputaților, la Senat nu avem candidați și bineînțeles că puteți să fim votați inclusiv în străinătate, în diaspora, tot pentru Camera Deputaților. Bun, hai să ne oprim un pic. De ce nu aveți candidat la Senat? Pentru că legea electorală, așa spune, organizațiile minorităților naționale care primesc acest drept ca împlinire a dezideratului minorităților naționale de la 1 decembrie 1918, când ele s-au declarat pentru realizarea Marii Uniri și au fost trecute în declarația de la Alba Iulia, inclusiv rutenii sunt trecuți acolo ca minoritate etnică constituantă a Marii României Mari, s-a oferit acest drept de reprezentare parlamentară. Atunci, la 1918, prin numărul pe care îl aveau, erau la acea vreme rutenii din România a treia minoritate etnică, aveau doi reprezentanți din Bucovina, au avut în 1919 doi deputați din Bucovina și doi deputați din Maramureș. Istoria a făcut ca, după al doilea război mondial, rutenii din România să nu mai poată să-și declare identitatea, nu doar rutenii din România, ci practic rutenii din spatele cortinei de fier, interzicându-se biserica greco-catolică și astfel interzicându-se practic existența rutenilor, ei nu au mai putut să se declare ca atare. Singurul document în acea perioadă unde puteai să te declari ca și rutean era livretul militar. În 1989, când a izbucnit Revoluția la Timișoara și comunismul din România a fost oprit, atunci au început, nu doar la noi în țară, ci în toate fostele țări sovietice, o mișcare de emancipare a minorităților etnice care au fost asuprite de către bolșevici. Rutenii s-au constituit în toate țările foste comuniste, în Cehia, în Slovacia, în Polonia, în Iugoslavia, în Serbia și Ucraina, iar în România activitatea Uniunii Culturale a Rutenilor a început în anul 2000. În anul 2000, Uniunea Culturală a Rutenilor face parte din grupul parlamentar al minorităților naționale, altele decât cea maghiară, și astăzi venim din nou în fața alegătorilor să ne sprijine pentru obținerea unui nou mandat de deputat.
Bun, dar tu n-am înțeles de ce nu este candidat de senator. Pentru că legea așa spune, un loc în Camera Deputaților dacă se îndeplinește criteriul de alegeri. Camera Deputaților, exact. Nu și la Senat. Exact. Am înțeles. Bun, și până la urmă, ce sunt rutenii? De unde se trag ei? Sunt ucrainieni? Sunt polonezi? Sunt, ce sunt ei? Ei, rutenii, sunt un popor slav, apărut și născut așa cum au apărut toate popoarele slave acum 700-800 de ani sau chiar mai mult, cum sunt polonezii, cum sunt slovacii, cum sunt sârbii, cum sunt croații, cum sunt rușii. Caracteristica rutenilor a fost... Adică de unde se trag? Asta e ideea. Zona în care trăiau este cea din, începând din nordul Maramureșului până pe teritoriul Belarusului de astăzi, în jurul orașului Brest. În, deci spre Belarus, nu spre Ucraina. Practic intră toată partea de vest a Ucrainei, începând din nordul României. Ucraina există ca și stat după al doilea război mondial. Deci de ramura etnică ucrainiană nu putem să vorbim de națiune, de țară, asta ceva. Dar la acea vreme nu exista. Până în 1948 vorbim de România, graniță cu Polonia sau cu Rusia. Da? Deci nu putem să vorbim de altă graniță. Știm poveștile de la română și de la istorie din școala generală de liceu cu Sobieschi și românii. E, la momentul la care s-a constituit ducatul polono-lituanian, unul dintre cele mai puternice state la acea vreme din Europa, rutenii din acest ducat polono-lituanian erau ortodoxi. Lituanienii erau păgâni. Prin căsătorie au devenit catolici, la fel ca și polonezii, iar singura modalitate prin care rutenii în acest Commonwealth, în acest ducat polono-lituanian, puteau să supraviețuiască, a fost să accepte unirea bisericii ortodoxe rutene cu Roma și a apărut practic la Brest în 1595 Biserica Greco-Catolică Ruteană. Biserica Ruteană Ortodoxă unită cu Roma. Asta a fost mișcarea politico-religioasă prin care rutenii în acea perioadă au reușit să-și păstreze identitatea națională. La 1595 la Brest, oraș care astăzi este pe teritoriul Belarusului. Deci atât că din nordul României până în Belarus se întindeau pe aceste meleaguri, erau locuite de ruteni. Modelul acesta al păstrării identității naționale prin mișcare politico-religioasă a fost adoptat, îmbrățișat și de românii din Transilvania, care 100 de ani mai târziu, la 1700, se unesc ca și Biserica Ortodoxă Română, se unesc cu Roma, apare Biserica Română Unită cu Roma, Biserica Greco-Catolică, care permite românilor din Transilvania să-și păstreze identitatea națională și mai mult să se dezvolte și să crească elite intelectuale. Nu intrăm acum prea mult în detalii istorice legate de rolul bisericilor greco-catolice, dar pentru românii din Transilvania și pentru ruteni a fost esențială această mișcare pentru păstrarea identității naționale. Și ca limbă maternă? Limba și școala a existat până în 1948, după care a fost desființată și influențată în fiecare țară de către... Da, limba maternă. Limba maternă a fost, aia vă spun, a fost o limbă slavă. Doar că ea s-a pierdut pentru că în fiecare stat unde existau ruteni și fiind slav, fiind stat cu origini slave, cu limbă slavă, Slovacia, Cehoslovacia, și după apoi Cehoslovacia, Ucraina, Polonia, Serbia și așa mai departe, Ucraina după 48, au existat influențe majore asupra populației și practic această limbă astăzi este acum într-o perioadă de regăsire și de unificare a diferitelor codificări pe care ea le are în statele unde rutenii există. Se încearcă practic reconstituirea limbii rutene, care seamănă foarte mult cu slavona veche folosită în bisericile ortodoxe românești de-a lungul veacurilor. Am putea spune că rutenii sunt, să facem o paralelă între ruteni și români ca limbă, adică e ceva de genul ăsta. Din punctul de vedere al vechimii limbi, asta ca să înțeleg eu. Da, că este o limbă slavă veche, aproape de a fi moartă, pentru că ea nu a mai fost folosită pe scară largă și a fost influențată major de limbile slave din țările unde locuiau rutenii. Am înțeles. Și de ce trebuie să fie ruteni în Parlament? Pentru că ei, acest drept al rutenilor, precum și al celorlalte minorități naționale, este un drept promis și în Declarația de Unire de la Alba Iulia, atunci când
rutenii s-au declarat pentru realizarea Marii Uniri și și-au dorit să facă parte din România Mare, la fel ca și celelalte minorități naționale, și acest drept a fost promis atunci în declarația de la Alba Iulia și el, după Revoluția din decembrie 89, s-a și îndeplinit ca și deziderat și minoritățile naționale constituante ale României Mari au acest drept născut din istoria pe care o are țara noastră. Un amănunt, de exemplu, important, în ieri, pe 1 decembrie, am văzut o prezentare a Marii Uniri și o prelegere despre Republica Banat, unde se precizau și rutenii ca și parte a acestei republici. Și pe statisticile de la acea vreme, românii erau undeva în jur de 30 și ceva la sută, erau cea mai mare populație, dar nu erau o populație majoritară. În multe regiuni din România la acea vreme, la 1918, situația arăta în acest fel. Populația cea mai numeroasă era populația românească, dar în puține regiuni era majoritară. Și atunci era foarte important la 1918 ca toate aceste minorități naționale care coexistau cu populația majoritară românească să fie de acord cu acest deziderat, cu Marea Unire. Rutenii, așa cum am mai spus-o și mă bucur să o repet, au fost printre primii care și-au arătat dorința de a face parte din România Mare. Bun, sunteți deputat în Parlamentul României, încă aveți mandatul, candidat pentru un nou mandat. E primul, nu? Cel care, da, primul care se încheie în această lună. Ce activitate parlamentară ați avut dumneavoastră? Adică de ce ar trebui să vă trimită rutenii, cei care mai sunt, care se mai simt ruteni? Cam câți mai sunt în momentul ăsta? De la zero plecați, 100.000 în 1918, zero în 1989. Astăzi, 0 în 89? Da, nu mai erau. Așa, nu erau un... Păi nu se mai puteau recenza, nu te putea declara. De niciun document oficial în 1989 nu mai există precizați ruteni. Din cartea de istorie scoși, se vorbește despre istoria de la 1400-1500 despre altceva decât despre ruteni, și deși ei erau atunci, la vremea respectivă, în acele teritorii. Deci, practic, ei au fost scoși din istorie și din documentele oficiale. În 1989 erau zero ruteni în România. De atunci a început mișcarea de renaștere națională în România a rutenilor și astăzi putem să vorbim de, depinde de cum se declară fiecare, fie limba maternă, fie rutean, undeva între 2.000 și 5.000 de ruteni declarați și trendul este unul, spre bucuria noastră, unul crescător. Deci câți erau declarați? Astăzi ne apropiem de 5.000 de oameni declarați că sunt de limba maternă ruteană. Așa. Da. Bun. Și ce activitate parlamentară ați avut dumneavoastră în acești 4 ani de mandat? Care? Eu am fost membru în acest mandat în Comisia de Buget, Finanțe, Bănci a Camerei Deputaților. O comisie importantă. Da, o comisie importantă. Bineînțeles că, având în vedere că sunt deputat al minorităților naționale, am fost parte din grupul parlamentar al acestora, al minorităților naționale, așa cum fiecare partid are câte un grup parlamentar și minoritățile naționale sunt constituite într-un grup, după care fiecare deputat dintr-un grup parlamentar face parte dintr-o comisie, iar eu am făcut parte în baza experienței în mediul antreprenorial de business pe care am avut-o. Am lucrat în intermediari financiare, am activat ca antreprenor în domeniul intermediarilor financiare din 2006. Am fost numit de colegii mei din rândul minorităților naționale în Comisia de Buget, Finanțe și Bănci și aici am făcut tot ceea ce a stat în puterile mele și a ținut de cunoștințele mele pentru ca legile ce țin de piața financiară bancară, de piața intermediilor financiare, de bugetul țării să fie făcute cât mai transparent, cât mai simplu și în interesul cetățeanului. Asta este, cred că, rolul pe care trebuie să și-l asume fiecare parlamentar, indiferent de organizația care îl propune acolo, indiferent că suntem deputați de minorități sau că suntem de la partide, legile pe care noi le facem și le votăm acolo sunt legi care ne afectează pe noi toți, nu doar pe cei care ne votează și atunci responsabilitatea este una uriașă și cred că responsabilitatea trebuie să fie cuvântul de ordine pentru următorii membri ai Parlamentului României să înțeleagă
acolo ajunși odată, nu votează legi doar pentru ei, pentru membrii de partid, pentru simpatizanți și pentru cei care au votat, ci votează legi pentru toată țara. Bun, deci dumneavoastră ați fost în Comisia de Buget, Finanțe și pe vremea guvernului PSD. Corect. Și pe vremea guvernului PNL. Corect. Asta înseamnă că la momentul la care PSD-ul propunea mărirea pensiilor cu 40%, corect, dumneavoastră erați în Comisia de Buget, Finanțe. Ați dat aviz favorabil? Comisia a dat aviz favorabil, fiind majoritară PSD, eu nu am votat acest proiect de lege. Proiectul de lege. Dar Comisia nu s-a schimbat de atunci și până acum. Comisia nu s-a schimbat. Da. Așa este. Deci Comisia, vedeți, tot Parlamentul de astăzi are aceeași coloratură politică conform votului din 16 decembrie, da, din decembrie 2016. Nu s-a schimbat absolut nimic. Practic, același Parlament conduce România din decembrie 2016. Tot aceiași parlamentari sunt și în Comisia de Buget, ca și la începutul acestui mandat. Nu am fost de acord cu această... Vă întreb acest lucru pentru că e un subiect fierbinte și chiar electoral, aș putea spune. Dumneavoastră ziceți că n-ați votat la momentul respectiv? Da, este un proiect care mi-a născut semne de întrebare date de faptul că această majorare era împinsă în afara perioadei de guvernare a celor care la acea vreme erau un executiv în cadrul guvernului. Mi se pare foarte, foarte riscant. Păi nu, că ei trebuia să rămânească o dată, nu știu, pe la 1 septembrie, parcă nu era neapărat dacă ei rămâneau la guvernare. În perioada, exact, în perioada în cât ei erau la guvernare, majorările s-au făcut cu pași mici, un 10-15%, după care arunci ca peste 2 ani de zile, când nu știi cine va fi la guvernare mai mult, nici măcar nu poți să știi ce se întâmplă din punct de vedere economic, uite-te, sanitar, ce se întâmplă peste 2 ani de zile, Doamne ferește, militar, tu vii și spui că peste 2 ani, 3 ani de zile mărești pensiile cu 40%. Deci acel lucru a fost o irresponsabilitate și un populism fără margini al celor care au promovat acea lege la acel moment și a creat așteptări false în rândul cetățenilor care, din păcate, foarte mult se află în situația în care nu trăiesc un trai decent în urma unei vieți muncite și a unei contribuții plătite a lungul a 30 de ani de activitate. Pensia este mult sub așteptări. Și eu zic că, deși se mărește punctul de pensie, legea și sistemul de pensie încă are foarte multe inechități și sunt foarte mulți care sunt dezavantajați de această lege. Domnul Firtar, din punctul meu de vedere ca cetățean al României, lucrurile sunt foarte simple. Din punctul meu de vedere, sau ar trebui să fie foarte simple. Domnule, legea asta, pensia este bazată pe principiul contributivității. Ai contribuit, primești pensie. Avem și o pensie minimă garantată, adică toată viața ta ai tăiat frunze la câini. Da, tot primești pensie, am înțeles, nu? Nu, ai avut un salariu minim pe economie, da, ok. Bun, dar ei sunt și oameni care nu prea au muncit în viața asta și tot primești pensie. Da, dar este un nivel minim de contributivitate de 17 ani, deci dacă n-ai contribuit minim 17 nu ani, primești. Nu iei acea pensie minimă. Ok, atunci mi se pare ok și echitabil. Totuși, la 17 ani, după 17 ani de muncă să primești pensia minimă, asta nu mi se pare ok. Chiar dacă ai avut salariu minim pe economie, că în ultimii 30 de ani, da, s-a muncit foarte mult în domeniul privat. Acum ce s-au îngrămădit toți pe la bugetari și așa mai departe, că sunt salariile mari. Și atunci, să revenim. Mi se pare foarte simplu la pensii principiul contributivității. Dom'le, ai contribuit cu atât primești. Este drept că trebuie... Și e normal să fie așa, revizuite, reindexate, că o pensie din, cu cât a ieșit la pensie, nu știu, 1990, nu mai este același lucru cu o pensie din 2020 ca valoare, ca inflație, ca toate lucrurile astea. Și atunci trebuie lucrat efectiv la punctul de pensie, de ce nu? Dar vreau să atingem un pic, cu permisiunea dumneavoastră, că e spațiul nostru electoral, și în afară de asta sunteți un partener de discuție destul de evolubil. Vreau să atingem și subiectul ăsta al pensiilor speciale. Că mă gândesc că v-ați dat seama că înspre asta mă îndrept. Nu știu dacă astea au fost avizate de Comisia de Buget Finanțe, dacă li se cere aviz, dacă... Ce se întâmplă, domnule, acolo?
că toți vin la mine, acum dumneavoastră nu candidați din partea unui partid politic și așa mai departe, candidați din partea Uniunii Culturale a Rotarilor din România. Da, toți reprezentanții partidelor vin la mine și așa, în fața oamenilor, îmi spun, doamne, pensiile speciale trebuie eliminate, nu este echitabil, nu este just, nu este... Păi bun, toți spun lucrul ăsta, dar nimeni nu face nimic. Pam, pam. Exact asta e realitatea, din păcate. Păi și atunci ce e asta? Praf în ochii românilor. Da. Ce? Din păcate, la nivelul celor mai mari trei partide, nu, toate cele trei mari partide din România, din păcate, au aruncat praf în ochi și mă bucur că toate trei sunt implicate în bătălia asta, pentru că la momentul la care s-a discutat despre grila de impozitare pentru pensiile speciale, am avut și noi o discuție în grupuri parlamentare și eu în Comisia de Buget, care nu trebuie să dea aviz, trebuie să dea... acum, comisia principală, raportoare, este Comisia de Muncă pentru pensii. Dar noi, Comisia de Buget, cel puțin cu un aviz, dacă nu cu un raport, și să fim co-raportori pe acea lege, trebuie să fim. Și am venit cu un proiect cât se poate de echitabil de impozitare și se pot găsi foarte multe modalități de impozitare progresivă pe aceste pensii speciale. Pentru că discuția legată de pensii speciale este una foarte nișată, foarte tehnică și trebuie văzută pe fiecare... Trebuie văzută pe fiecare... Părintele pensiilor speciale. Știu ce vreți să-mi spuneți. Și-au venit cu... toate marile partide au venit cu un proiect de lege, l-au trecut rapid prin comisie. Păi impozităm cu 80% tot. Păi, am avut discuții mari atunci în comisie. Eu nu-l votez. De ce îl treceți în felul ăsta în care este clar atacat, clar atacabil la comisia, la Curtea Constituțională? Vă spun eu ce și așa cred. Și fost. Dar vă spun eu ce cred. Deci, în primul rând, mie asta cu impozitarea și nu abrogarea. Abrog, domnule, legea pensiilor speciale. O abrog. Nici aia nu merge, pentru că tot este anularea unui drept câștigat prin lege și nu se poate. O scriu atât de bine... sau nu știu, gândesc o soluție juridică, aici vreau să ajung, încât să nu mai poată fi atacată și dacă e atacată să mi se dea câștig de cauză. Eu cred și încep să cred cu tărie că nu e deputatul nu știu care scrie proiectul de hotărâre sau care vine cu amendamentul. În spatele lor, la fiecare partid există juriști. Sunt convins de lucrul ăsta. Care încep să cred... Iată, suntem pe spațiul nostru electoral, sper că îmi permite să fac. Bineînțeles, orice temă electorală. Încep să cred cu tărie că acești juriști scriu în mod deliberat amendamentul sau proiectul de lege tocmai pentru a fi atacat. Adică, vă mai dau puțin praf în ochi, uite, vezi, noi am făcut, am vrut, am scris, dar, știi, l-a atacat la Curtea Constituțională și au zis că nu este constituțional. Deci eu încep să cred că, indiferent din care partid, toți ăștia care, tot ce pică de la Curtea Constituțională, e bine gândit de dinainte, tocmai cu scopul ăsta, ca să fie respins. Eu nu cred că în spatele fiecărui partid nu există un singur jurist bun care să fie în stare să scrie un amendament sau un proiect de lege care să stea în picioare și să nu poată fi atacat. Nu cred că nu există. Aveți dreptate. Există. Nu s-a dorit ca acest proiect să treacă în această perioadă și s-au făcut foarte multe declarații populiste pe această temă și s-a speculat electoral enorm de mult această temă a pensiilor speciale cu demisii vânturate în Parlament, după care acele demisii nu mai știau cum să fugă pe la uși, să le retragă, să nu fie înregistrate, să nu se anuleze mandatul. Vedeți? Păi cum? La cine vă referiți aici? Scuze. La membrii Alianței USR Plus? Nu doar ei. Și păi ce au încercat să-și retragă? Și membrii PSD. Nu vreau să discut despre chestiuni care n-au apărut poate prea des în spațiu public. Vreau să fac cunoscut un alt aspect. Vă rog. La nivelul Parlamentului European știm că se practică și acolo această modalitate de recompensare a membrilor Parlamentului cu o indemnizație. Putem să spunem pensie specială, deși a tehnic este o indemnizație de fost parlamentar. Și sunt acolo și reprezentanți ai acestor partide care sunt și în Parlamentul României. Acolo, de ce nu vine nimeni să spună în Parlamentul European, ce scuze,
Înțeles. Acolo de ce nu vine nimeni în Parlamentul European să vină și să spună, domnule, hai să nu mai dăm aceste indemnizații de foști parlamentari. Hai să începem de acolo să facem reforma. De ce? Pentru că acest concept de recompensare și după mandat este gândit pentru a putea să ai un parlament, un parlamentar și un parlament echidistant față de orice încercare de corupere și de influențare a votului parlamentarului. Cât este această indemnizație de fost parlamentar? Putem să discutăm cât de mare o facem, cât de mult o impozităm, dar ea, ca și principiu, există și la nivel de Parlament European. Dacă tu acolo n-ai curajul să deschizi, gura și să spui nimica și aici vii și faci tam-tam public și vii și îți depui cererea și unii alții mai încearcă să-și o retragă, hai să fim serioși. Ești la primul mandat și depui acum cerere că nu vrei pensie specială, dar după aia următorul mandat, toată lumea uită de discuția asta și ți se încheie al doilea mandat. Știți ceva? Un mandat întreg și cu un mandat fără două zile înseamnă exact aceeași pensie ca și când avea două mandate. Exact. Înseamnă un mandat întreg și, nu știu, 0,9. 365 ori 4 minus 2 zile. Bravo. Exact, da? Asta înseamnă. Adică nu e nimeni atât de prost încât să înghită astfel de găluși, dar... Bun, mai sunt oameni care înghit găluși din asta. Asta cu indemnizația, inclusiv la nivel de Europa. Dom'le, știți ceva? Ia mai lăsați-mă, și asta nu vă spun dumneavoastră, o spun retoric. Ia mai lăsați-mă, domnule, cu indemnizațiile astea. Dar ce v-am rugat eu să candidați pe listele pentru europarlamentare? V-a rugat cineva? Voi sunteți aia care veniți la televizor, în ziare și spuneți eu sunt cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai devreme acasă. Eu pot să fac, datorită gândirii mele și așa mai departe, lucruri pentru Europa, pentru România, pentru... Păi bun, dacă tu vii și îmi propui mie chestia asta, eu te trimit acolo prin votul meu. Tu, pe perioada pe care ești acolo, e o indemnizație. Da? Da. După ce nu mai ești, nu-ți mai dau nimic. La revedere, drum bun. De ce ți-aș mai da ulterior? Nu știu, ăsta e punctul meu de vedere. Momentul, poate pentru că în momentul în care pixul parlamentarului, în deciziile pe care ele are la vot, se află subiecte cheie, subiecte importante și tu interzici parlamentarului să renunțe la orice fel de activitate, de business, de activitate executivă, de orice fel prin care să genereze venituri și el 4 ani de zile se rupe practic de spațiu privat. Păi da, dar săracul vreți să-l plângă cu pe parlamentar? Practic noi intrăm în discuția acestui concept de parlamentar. Ce vrem de la un și pe cine vrem acolo în Parlament? Eu îi cer lui să nu mai facă absolut nimic, ca și să se dedice 100% și deciziile lui să nu fie influențate nici de afacerile pe care le are, nici de domeniul din care provine și să fie și imun la orice tentație care îi se arată. Și atunci trebuie gândit acest sistem de recompensare și de remunerare a unui parlamentar și la nivel național și la nivel european. Cum îl recompensez și cum îl remunerez? Să încerc să am un parlamentar cât mai curat, cât mai transparent și cât mai aproape de ce ne dorim ca ideal de parlamentar. Și aici, asta e discuția pe care o avem. Și aici, din păcate, poate că unii sunt prea radicali în modul în care și cum este și pe de dumneavoastră, eu pot să o cataloghez așa, și alții sunt prea populiști în rândul parlamentarilor, că vin și defilez cu o demisie și pe aia am înregistrat-o sau n-am înregistrat-o. Chiar sunt curios și o să încerc să văd dacă sunt publice și pot să aflu. Până la urmă, câte demisii s-au înregistrat și câte au rămas valide din acele demisii? Că prea încercăm să, nu place să folosesc cuvântul, să prostim, prea încercăm să păcălim oamenii, pentru că oamenii n-au timp să stea să se uite la 6-7 emisiuni politice într-o seară. Se uită fiecare cum a învățat pe câte un program, vede ce spune programul ăla și cam atâta, cu asta rămâne. Și pe aia nu mai știe ce s-a întâmplat, dacă e adevărat, dacă s-au înregistrat cererile alea, dacă nu s-au înregistrat. În orice caz, concluzia și părerea mea este că trebuie găsită o soluție reală în ceea ce înseamnă impozitarea pensiilor și indemnizațiilor speciale. Cum faci ca acele pensii speciale să fie strict legate de responsabilitatea pe care a avut-o persoana respectivă, fie că vorbim de parlamentar, fie că vorbim de judecător, fie că vorbim de procuror, fie că vorbim de armată, poliție, servicii de forță și alte categorii. Alea din ministerul special, alea sunt pensii de
serviciu, nu așa? Bun, tot fel de pensii speciale se și aia, pentru păi că în momentul, serviciu, toate în, momentul, în momentul în care, acum, vedeți, titulatură, indemnizație, pensie specială, pensie de serviciu, în momentul în care legea spune așa, dacă nu, pensia cu care ieși este procent 75, 80, 85% din salariul de media de pe ultimele 6 luni. Și tu de pe ultimele 6 luni, de pe funcția de șef la un mic departament, te muți, dita mai șef un minister la București. În ultimele 6 luni ai pensia, ai veniturile foarte mari și după aceea ieși cu, cu dita mai pensia. Asta este practic o, o speculă și o șmecherie prin care... Dar cine a făcut legea, domnule? Păi vedeți, astea sunt inechitățile care trebuie corectate. Legea e făcută pentru cine? Foarte clar. Deci... Deci, problema este una reală, cea a pensiilor speciale, și ea ar trebui abordată fără populism și cu dorința de rezolvare, chiar dacă în primă fază, în rândul categoriilor care beneficiază de aceste pensii și indemnizații speciale, va exista nemulțumire, cred că se poate găsi soluția prin care o pensie de 10.000 de lei să fie impozitată și să mai rămână cu 7.000 de lei, chiar dacă, gândiți-vă, nu plângem de mâine nimănui, dar... Este o impozitare, dacă o scazi de la 10.000 la 7.000. De ce ies militarii și polițiștii la pensie la cât? La 45 de ani? Sau nu știu dacă e așa jos, dar depășim un pic elementul de competențe. Oricum ies mai repede la pensie. Foarte repede ies. Bun. Dar de ce ies? Căci că au lucrat în condiții de stres, de tot felul de lucruri de genul ăsta. Domnule, nu zic că nu e așa. Nu zic că nu e așa. Dar eu știu așa, când ești la pensie, că ai lucrat în condiții de stres și ești cu o pensie frumușică, păi mă, nene, nu te mai duci pe urmă și te angajezi. Permite-te aici să intervin un pic. Te poți duce să te angajezi, dar nu tot la stat. Nu la poliția locală, nu la primărie, nu la Consiliul Județean, nu acolo. Deci te poți angaja în mediul privat, poți să faci ce vrei tu, dar nu angajat la stat. Cu asta nu sunt nicio de acord. Odată ce ești beneficiarul unei pensii, nu mai... Adică mergi. Ești din sistem că ești stresat, săracul de tine și uzat la maxim. Haideți să spunem că ți-ai făcut datoria față de sistem. Că ești stresat, că de-aia ieși așa de repede, ca să nu se întâmple, nu știu ce. După care te duci în sistemul bugetar și te angajezi. Păi ce randament mai dai acolo dacă tu ai fost scos pe bază de, nu știu, oboseală și stres și condiții grele la care ai fost supus. Mi se pare așa. Aici cred că este o altă problemă pe care trebuie să o rezolvăm, faptul că trebuie văzut cum cad, cum se împacă pensia, indemnizația specială, pensia de la stat cu angajarea în spațiu public. Aici a fost pe tema asta o discuție în Parlamentul României și s-au venit cu diferite spețe, de exemplu profesori. N-ai suficiente cadre didactice, da? Și un profesor ieșit la pensie, este nevoie să vină să facă ore suplimentare, poate chiar să primească o catedră întreagă, dând legea și interzicând salariul de la stat cu pensia. Practic, acel profesor nu mai poate să ține catedra. Rămâi cu catedra descoperită că n-ai profesor care se poate să vină să predea. Și atunci îl treci pe profesor ca și excepție. Și după aceea vine altă categorie profesională. Îl treci pe medic ca și excepție. Îl treci pe judecător, procuror, polițist și așa mai departe. Și practic ajungi că faci legea degeaba că pe toți îi treci la excepții. Cu excepția. Și este greu de găsit o soluție pentru această problemă. Dar trebuie căutat. Așa cum a spus, toate marile partide au specialiști. Exact. Sunt și specialiști. Hai să trimite oameni competenți acolo care să găsească soluțiile așa cum trebuie și nu făcute pe genunchi. Apropo de Comisia de Buget Finanță, acolo s-a discutat și mărirea alocației copiilor, dublarea. De două ori. De două ori. Ați votat pentru sau împotrivă? Prima dată am votat pentru și am vorbit de o dublare de la 80 la 160 și putea fi folosit termenul dublare pentru că impactul bugetar era unul mai mic, dar când deja de la 160 la 320 vorbești din nou de dublare, deja nu mai putem vorbi de deja o creștere exponențială, nu mai putem să vorbim de tot de dublare. Mai mult, aceste campanii de dublare a alocațiilor au fost făcute în perioade bugetare și economice complet diferite. Prima dublare a alocațiilor, o campanie condusă de colegul meu Robert Sighiartău de la PNL,
a fost într-un moment în care bugetul României, PIB-ul României era în plină expansiune, n-aveam probleme economice și bani existau din plin la buget, numai să știm cum să-i cheltuim. Și cealaltă dublare vine în momentul în care intrăm în pandemie, scad încasările bugetului de stat, cresc cheltuielile și legate de pandemie și legate de cheltuielile sociale, legea salarizării unitare la bugetari, legea pensiilor și așa mai departe, și vorbești din nou tot de dublare. Deci nu merge chiar așa ca în curtea școlii, nici în Parlament. Ba, mingea, mi-au mingea și plec acasă, hai să vedem cum facem. Deci un pic am prea... prea lejer s-a tratat acest subiect de către, de către actorii politici. Care răspuns? E vorba de 150 de lei oricâte alocații se plătesc în România. Vorbim de 6-7 miliarde de lei pe an. Ale nu sunt de neglijat. Tot bugetul țării este 280 de miliarde. Și noi vorbim de o creștere de 7 miliarde. Strict pe alocații, fără celelalte creșteri de pensii și așa mai departe. Deci nu e ușor. Nici măcar din tăierea pensiilor speciale nu poți să acoperi creșterea alocațiilor. Deci nu e chiar atât de... Păi mai tăiem de pe la bugetul alocat SRI, SIE, STS la începutul anului, mai tăiem din ministere unde plimbă hârtia dintr-o parte într-alta și sunt salarii imense, mai tăiem, că avem de unde tăia, dacă vrem. Vedeți, s-a ratat în acest mandat un moment prielnic pentru restructurarea și reorganizarea aparatului bugetar. Facem reorganizare teritorială? Fie că vorbim de el central, fie că vorbim de el local. S-a ratat momentul în care puteai să faci o restructurare și oamenii și-ar fi găsit de lucru în mediul privat. Acum nu este momentul să faci această restructurare a aparatului bugetar, dar zic eu că va fi un moment prielnic și sper ca viitorul Parlament să speculeze în sens pozitiv, folosesc acest verb, să folosească următoarea perioadă, faptul că nu vom avea alegeri în următorii 3-4 ani de zile, să folosească această perioadă și să gândească și să voteze și să pună în aplicare un proiect de reformă administrativă a României și să devenim o țară mai suplă, cu mai puțină birocrație, cu mai puține cheltuieli bugetare și acea nouă organizare să permită în următorul ciclu financiar și cele care vor veni absorpția fondurilor europene până la cel mai înalt grad posibil, până aproape de 100%. Cred că și o reorganizare a României ar permite o creștere a gradului de absorbție a fondurilor europene, dar ea este necesară nu numai pentru acest lucru, este necesară pentru că România este astăzi organizată precum acum 70 de ani și cred că suntem de mult în afara istoriei cu această organizare pe județe, cum sunt comunele, județele organizate. Vedem cât curaj va fi în clasa politică pentru a aborda această temă. Bun. Uriașă. Acum ar mai fi o problemă care s-a mai discutat, dar a fost lăsat așa. Discutăm când ne aducem aminte, pe urmă lăsăm, pe urmă iar discutăm. Și vorbesc aici de reorganizarea teritorială. Avea România în anul 2018, 2861 de comune, cel puțin informația asta mi apare pe internet. Sunt comune cu 500, cu 600, cu 700 și cu 1200 de locuitori. În vecinătatea altor comune cu 3000, cu 5000. De ce nu se face, domnule, o reorganizare teritorială? Vă dați seama, s-ar economisi, din punctul meu de vedere, o mulțime de bani la buget, începând cu cheltuielile de personal, mergând până la banii alocați comunităților respective, până la accesarea fondurilor europene, care s-ar face mai ușor pe numărul de locuitori și așa mai departe. Sunt, de exemplu, multe orașe în momentul ăsta care nu prea își mai merită statutul de oraș. Nu vreau să vă dau exemplu din județ, că poate... Puteți să dați, că le știm. Poate jignesc, da? Pe primarii de acolo și nu vreau, sau pe locuitori. Că unora le place să se creadă orășeni. Dar da. Nu sunt, domnule, nu arată ca un oraș. N-au minimul necesar. Haideți, contează că îmi spun oraș sau comună, sau contează că am asfalt, ca și canalizare, ca și taxe. Apă? Ca și taxe, dar... Deci că nu cred că ăsta este, contează ca și taxe pentru cei care gestionează veniturile unității
administrativ teritoriale. Dar pentru mine, ca cetățean, contează să am canalizare, să am apă, să am asfalt, să am gaz, să am curent. Acestea sunt lucrurile care contează. Să am o școală care arată cum trebuie, să am profesori așa cum trebuie la școală. Acestea sunt lucrurile care contează și toate astea se pot schimba în bine într-un nou plan de reorganizare administrativă. Și așa cum a spus, nu este normal și firesc să fim atât de divizați din punct de vedere administrativ și cred că o regândire, o reorganizare ar putea să fie mai performantă din punct de vedere financiar pentru România. Dar subiectul este unul foarte greu dacă tema pensiilor speciale naște atâtea soluții false. Nu știu, sunt curios dacă în următorul mandat, acum în mandatul care se încheie s-au întâmplat multe surprize. Vreau să văd dacă în următorul mandat vor fi tot atât de multe lucruri la care nu ne așteptăm și ele să fie plăcute, surprize plăcute pentru noi, pentru politicieni, să vin din partea liderilor politici și pentru cetățeni de asemenea. Da. Acum, nu știu ce speranță mai au românii în politicieni și așa mai departe. Apropo de lucrul ăsta, cum credeți că va fi prezența la vot? Sincer vă spun, sper să fie o prezență aproape de 50%. Asta e dorința pe care o am. Dacă trece de 50%, dacă trece de 50%, m-aș bucura foarte tare. Aș vrea să văd că au înțeles cetățenii importanța și rolul pe care îl are Parlamentul. În acești 4 ani de zile, care se încheie acum în decembrie 2020, s-au întâmplat foarte multe lucruri care au arătat puterea pe care o are Parlamentul. Începând de la Ordonanța 13 în primele săptămâni ale guvernului Grindeanu, când o ordonanță dată de guvern și până atunci, până la acea ordonanță, toate guvernele de România conduceau cu ordonanțe, care ordonanțe veneau în Parlament și erau ca și la notariat, erau legalizate de Parlament și Parlamentul nu avea niciun cuvânt. E, atunci s-a văzut că Parlamentul, orice ordonanță și orice face guvernul, poate să întoarcă. Și de atunci, relația de la acea ordonanță 13, relația Parlament-Guvern nu a mai fost la fel. Până la acea ordonanță, guvernele pe care le-a avut România conduceau inclusiv Parlamentul prin ordonanțe și pe linie politică. De atunci, Parlamentul și-a arătat mușchii, și-a arătat puterea și foarte multe acte, ba mai mult guverne, au fost răsturnate de către Parlament. Să nu uităm că am avut guvernul Grindeanu, guvernul Tudose, guvernul Dăncilă, guvernul Orban, guverne date jos și puse de Parlament, ordonanțe date de guvern și întoarse de Parlament. Ba mai mult, vorbim acum de putere și opoziție și până la urmă nu știm cine e puterea și cine e opoziția. E, cred că trebuie să vorbim de executiv și de legislativ. În executiv se află asumat doar partidul de la guvern, doar partidul din care face guvernul, și de legislativ, care legislativ este condus, așa cum s-a întâmplat din 2016 până acum, este condus cu de partidul majoritar PSD. Deci despre asta vorbim, despre executiv și legislativ, nu vorbim despre putere și opoziție. Ce înseamnă putere și cum putem să spunem că executivul este puterea când dă o ordonanță și Parlamentul ți-o întoarce și spune că nu e bună și ți-o schimbă 100%. Deci Parlamentul are un rol esențial în democrație. Este rolul unde puterea este împărțită celor mai mulți. Sunt 480 de oameni care reprezintă românii și care fiecare are un cuvânt și are un vot de spus și votul cântărește la fel al fiecărui parlamentar. Fiecare trebuie să se facă auzit și de aceea sper eu că prezența în 6 decembrie, deși din păcate situația sanitară este una dificilă, sper că în ciuda acestor probleme prezența la vot să fie una peste 40%. Dacă se ajunge peste 50%, aș fi foarte fericit. Da, sunteți optimist. Sunt optimist. Da. Am înțeles. Eu încă nu înțeleg cum se va face în 6 decembrie cu cei care sunt carantinați, izolați și solicită urna mobilă. Încă nu mi-am dat seama de lucrul ăsta, deși în teorie se explică cum. În practică, vede la școală pinguin cu urna în brațe, ducându-se la carantină. Și acum întrebarea e, dar voturile din urna mobilă cine le numără și cum? Dacă intră în contact cu persoane care au COVID. Da,
Este o situație atipică. Adică duci voturile alea care au fost în mediul de COVID, ăla a pus ștampila, a pus mâna pe buletinul de vot și ți-l trimite ție în secția de votare. Da, aici din nou este vina parlamentarilor, ăsta, pentru că nu s-a dorit. Nu știu, a explicat cineva mecanismul, cum se face? Nu știu, sunt curios și o să văd mecanismul, dar cu un vot electronic, gândit bine, se putea rezolva această problemă. Da, nu s-a dorit nici acel vot electronic, pentru că nu s-a dorit. Da, sunt multe semne. Și permitea de votul de la distanță, permitea votul mai masiv în diaspora, poate chiar și în țară, un grad ridicat de vot. Cât ar fi dat de lucru așa, asta STS-ului? Că, na, bun, dar să nu credeți că STS-ul că nu vrea să muncească s-a opus acestui proiect. Partidele politice și unii actori politici nu și-au dorit acest vot electronic. Nu, STS-ul a fost cel care s-a opus votului electronic. Păi n-a spus asta, dar vis-a-vis de... Nu, să nu se înțeleagă treaba asta. Dar vis-a-vis de manifestările de ieri, de 1 decembrie, cu Arcul de Triumf și cu 20 de oameni pe acolo și cu președintele Iohannis, ce ziceți? Bun. Situația este una inedită, cea pandemică. Dacă nu se făceau manifestări deloc, de ce nu se respectă Ziua Națională a României? Nu, cred că ar fi zis cineva lucrul ăsta. Ai de mine. Suntem... Păi cu i-a vorbit Iohannis, de exemplu, de la Arcul de Triumf? Tuturor. Toți am văzut pe televizor discursul întregii națiuni. Păi birou. Da, dar așa cum v-am spus, mă repet, existau destui gică contra care... Uite că sunt și gică contra care zic, ai domnule, mă lași. Corect, dar e de preferabil varianta asta, domnule, am fost acolo, am ieșit, am depus fizic o coroană. Nu m-am uitat dacă avea tot pălăria de Zorro, dar mă rog. Și am citit, am văzut cum se întâmplă lucrurile, am văzut o parte a armatei și am marcat acest moment. Dar de decorarea tinerei domnișoare din cabinetul lui Vela, ce ziceți? Sincer, m-a prins nu știu subiectul. Îl povestesc după emisiunea. Deci nu am citit, nu pot să discut subiectul, pentru că dacă nu-l cunosc, nu vreau să fac o afirmație greșită. Apreciez sinceritatea dumneavoastră și tocmai pentru că o apreciez, am ajuns la final de emisiune și vreau să vă întreb dacă aveți un mesaj electoral pentru cei care v-au urmărit în acest moment. Da, mă bucur că am ocazia să transmit telespectatorilor noștri gânduri de sănătate, în primul rând, pentru că suntem într-o situație foarte dificilă. Modul în care evoluează pandemia în România a fost unul îngrijorător. Sper că suntem într-adevăr pe o coborâre de pe acest platou și sper să nu mai fie nevoie de un alt val și vaccinul să rezolve această problemă, dar până atunci telespectatorii noștri trebuie să meargă să vadă, să meargă între ghilimele, să urmărească pe toate canalele media, pe toate canalele online, în toată presa, să urmărească toți candidații pe care au la dispoziție și în 6 decembrie, cu respectarea normelor sanitare și normelor de protecție, mască, igiena mâinilor, păstrarea distanței sociale, să meargă să voteze, să aleagă candidatul care se apropie cel mai mult de idealul, de dorința pe care ei o au în legătură cu parlamentarul care se reprezinte. Dacă eu, ca și candidat al Uniunii Culturale a Rutenilor din România, mă încadrez în acest tipar, aș fi recunoscător să fiu reprezentantul acestora în Parlamentul României. Așadar, pe 6 decembrie, mergeți la vot, votați Uniunea Culturală a Rutenilor din România. Ce număr sunteți pe buletinul de vot? În județul Hunedoara sunt, dacă nu mă înșel, pe poziția 18. Acum pregăteam materialele. Cred că în județul Hunedoara, o secundă, că acum vă spun exact să nu... Numai că noi nu ne adresăm doar județului Hunedoara. Da, în județul Hunedoara pe poziția 18, dar pe canalele media vom avea o listă cu prezența poziției în toate buletinele de vot din toată țara și din străinătate. Deci nu aveți un buletin, o poziție stabilită în toată țara? Nu, s-a tras la vot ordinea pe buletinul de vot în fiecare județ și în fiecare județ avem altă poziție. Unde pot afla susținătorii noastre? Pe ce adresă? Pe ce site? Pe ce? Unde? Putem fi contactați pe pagina de Facebook a Uniunii Culturale a Rutenilor din România și pe pagina oficială de deputat Firțac Iulius Marian. Pe Facebook, acestea sunt canalele unde pot găsi informații despre noi. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes. Vă mulțumesc. Stimați spectatori, Iulius Firțac Marian, candidat a Uniunii Culturale a Rutenilor din România,
Pentru Camera Deputaților a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine.